Băi, eu al doilea copil nu mai pot să fac, mă. Al doilea copil de criminal nu mai pot să-l fac. Să mă ierte Dumnezeu, dar nu mai pot să fac. Nu mai pot. Bă, medalione, eu te înțeleg, mă, pe tine, că nu vrei să mă rezolvi. Dar dacă nu poți și nu vrei, o să mă duc să o rezolv în altă parte. Cum să te duci în altă parte? O să o rezolvăm aici. Termină, mă pui în niște situații câteodată. Îți mulțumesc, medalione, că mă ajuți. Păi, îți mulțumesc, dar îmi pare rău pentru ce ți-am făcut. Îți jur că îmi pare rău. Bine, bine, hai, lasă asta. Hai să mergem la un ginecolog, să te programez, hai. Auzi? Dar înainte, hai să trecem pe la Terica. Te rog eu frumos să-l văd. Ce? Nu te bucur că mă vezi? Eu mă bucur să te văd pe tine. Nu zici nimic? Armando. Bă. A venit fata asta să te vadă, mă, băiat. Ce-i cu tine? Că tu ești prostă. Iar arăt că am nevoie de bucurie aici, fă. Fă, tu vezi unde sunt eu? Tu vezi cum arăt, fă? Am văzut, vrei să te ajut? Vreau că eu mâna după mine, nu mă atinge. Ți-am adus un pachet să mă nu știu ce fac. Ei, ăsta. Cât timp mai mă țineți aici? Se lucrează. La ce încă tu, mătii, se lucrează, mă? La drumuri și poduri? La ce lucrezi? Mă, n-am ce să fac. N-am ce să fac, jur că n-am ce să fac. Tu să stai în banca ta aici, nu te mai lua în gură cu nimeni și... Bă, nu mă spuneți mie ce să fac, mă. Bă, nu spuneți voi mie ce să fac. Voi știți ce pățesc eu pe aici? Tu spui mie ce să fac aici? Știi ce simt eu? Și fii atent aici ce spun eu ție. Ascultă bine ce zic. Dacă nu ești cu minte, când ies afară de aici, te calc în picioare și la 100 de ani, dacă ies, îți dau cu bățul în cap. Și nu te mai atrași. Hai, duceți-o. Haide! Unde e? Tu tot timpul ajuți. Unde e? Nu știu, a plecat. L-a mutat la spital? Nu, adică a plecat în străinătate. Moment, dar m-a făcut un draci. Uite-te la mine. Uite-te la mine și jurăm că nu știi unde bă, e. Bă, termină, a plecat, nu jur nimica. Dacă vrei să mă crezi, bine. Dacă nu, nu. Bă, dar de ce mă place voi tot timpul să mă vedeți chiruită și să strugă tot timpul? De ce trebuie să ne ascundeți? Ruza. Vrei să mai mergem la ginecologul ăla sau ce faci? Hai, hai, te rog frumos, termină. Mamica mea! Ce faci, mă? De ce dai? Eu nu mi-a zis matale să dau, să nu dormiți, să învățați. Bine, eu ți-am zis să dau, să te cântor. Nu ți-am zis să te mă întrezit eu de capul meu. Bă, uite-te ceasul, mă, și n-am făcut nimic, n-am învățat nimic. Bă, Fabi, bă, de ce nu-mi dai, mă, când dorm? Mi-e frică. Ți-e frică să dai mine, mă? Bă, ți-e frică să dai mine? Asta e foarte bine. Dar ce mă fac eu? Cum trec mai învăț eu? Cum trec mai învăț eu, bă, băi? M-a venit ideea, gata, știi? Gata, am o idee. Te duci tu la mine în dormitor, te duci la mine în cameră, da? Sub pat, așa, și acolo sub pat o să găsești un ceas cu două clopoțele mari, așa, care face brrrr când te scoală. Adu-mi încoace. Ce, mă? Ai renunțat la ceasul de sub pat? În seara asta facem mordării fără parere de timp?
Să mereu îl programez la 5 minute și când ți-e lumea mai dragă, hai la culcare, Lulu! Nu fă, nu fă! Am găsit metoda ca să-l văd și să și adorm, dar să și învăț în același timp. Iau ceasul și mă-i programez la 5 minute și stau și învăț și învăț și învăț și adorm și brrrr sună ceasul și iar învăț o pagină 5 minute și brrrr adorm și brrrr sună ceasul. Dacă și la învățătură ai nevoie de 5 minute, m-am mai liniștit. Păi așa, păi măi, îl programez asta și... Băi, păi nu acum, măi, păi nu acum. Tache, e o plăcere că te văd la mulți ani. Să trăiești, Vere! Vere! Vină să te pun, Vere! Bravo, Vere! Bravo, bravo! Pe unde ai fost? Pe unde să n-am fost, mă? Pe unde n-am fost? Pe unde am fost? În toată țara, mă! Hey, am văzut patria și locurile unde m-am născut, mă! Unde am deschis ochii pentru prima dată! Și cum mai e pe acolo? Mă, ce să fie bine, frumos, mă, peste tot! Mă întrebau oași că ne mai dați ceva sau rămânem cu ce-am furat. Asta se unde ce-am furat. Da, da-i frumos. În afară de asta, v-am adus și voi niște cadouri, mă. Că... Ia uite. Ia uite. Uite, mi-am făcut revoluția, mă. Grămadă la pomană, mă. La dai cu ce să fac să încep cu capul familiei. A? Un tablou mie prețios. Și rar. Ia uite. Rar. Cel mai mare. Da, 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 pentru ia tine. Trandafiri? Roșii? Da, roșii, bravo, oh. Bravo. Da. Bravo, mă. Bă, ce bucurie mi-ai făcut. Bună dimineața, primăvară de fată. Pentru tine, de asemenea, un tablou extraordinar de prețios și ce frumos. Să-l păstrezi foarte mult, bravo. Ai văzut, mă, cum se vorbește cu o doamnă? Nu ca tine, ciupiliticule. Măi, ciupiliticule. Uite și ție, păpușe, un tablou extraordinar, prețuiesc, prețios foarte mult. Să-l prețuiesc. Iată-l cu acișa. Da. Păi, dar e la fel, bre, ai zis că al meu e al mai prețios. Dă o dracu de treabă, că nu mai trebuie niciun cadou. Ia mai lăsați-mi în pace. Ne-am frust. Asta e Veri. Da. Dar o să mă ocup eu de ea. Da, insist. Da. Am găsit eu o soluție. Asta e mic și pentru tine. O mașină foarte frumoasă. Să... O, să rămână, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Bine, bine, va revedere și tu. Da. Ce... Asta, da. Pentru noi... Pentru tine un sfat, să te faci băiat de treabă, măi. Să nu umbli după cadouri, că umblând după cadouri, nu mai faci copii. Nu mai ai timp să faci copii. Așa că, jalchere, jalchere. Pipă franceză. Adică, ușcheală. Da, mă. Bă, m-a întrebat de tine. Unde ești? Niciun caz nu trebuie știut. Hai, mă, niște, ți-am zis că ești în străinătate. Bine făcut. Adică nu vrei să o mai vezi? Je suis mort! Sunt mort pe Rosa! Dar francezii nu sunt catolici? Eu așa știu. Păi și nu mă duc și pe mine într-o biserică să mă rog pentru noi? Și tu stai afară, mă aștepți până mă rog eu, că nu stau mult. O să intru și eu să mă rog. Păi n-ai cum să intri să te rogi într-o biserică catolică dacă nu ești catolic. Păi ba, da, sunt catolic. Tu? Da, eu. Ești catolic? Da. Da, sunt catolic. Păi de ce? Pentru că așa a vrut tata. Doamne, nici nu vine să cred. Tu-ți dai seama, noi și de aceeași religie suntem împreună. Hai să mă duci. Mă duci? Știi ceva? Mm. Hai mai bine să găsim întâi un loc. Doamne, să vedem turfelul mai bine. Bine, dar după aia mă duci la biserică? Da. Bine. Hai, mă, nu mai fi supărat. Nu mai plânge, că-ți face rău. Mă, dacă Armandul meu rămâne la pârnaie, eu rămân pe drumuri. Nu se termină lumea că Armandul e închis. O să vezi tu că Dumnezeu nu te lasă singur.
Mătorele, tu ai un interes la mine și vorbește cu raia ta numai prostii. Ce fă? Fă, speriu, fă. Vieța asta e dată, dracu, fă. Una se uită la unul se uită la altă. Dar de ce nu se uită unul la una? Fă, fă, dar ție ți s-a pus rău nodul în gât de fata asta, că se uită doar la ea? Ce fă, este nicălul rău? Lasă de băutură, Zulfino. Păi și eu cu ce mai rămâi? Lasă-te, fă, de băutură, atâta-ți spun. Lețu! Dorelu! Doreluțu! Hai, bre, lasă-mă! Ce faci, puiule? Păi, Lețu! Păi... Dar nu mai plânge, fă! Că viața e scurtă. Haide, fă, la mine, Rilotă, să-ți dășchid cărțile, fă. Haide. N-am chef. Hai, fă, că te vă supărată rău așa. Uite-ți fac și un ceai să te liniștești. Nu, pobre, lasă-mă. Haide, fă, haide, hai, Lotru, că n-o să-ți pară rău. Hai, frumoasă, bă, haide. Haide. E supărată rău, de lasă că am eu leac pentru tine. Haide. Stai, ține-mă, bre, ce dracu, ține-mă așa, că nu știu de ce așa mi s-a făcut rău de la asta. Nu prea am dormit, fă, scapte. Am avut așa niște vise de coșmare. Opa, ia vezi. Dar ce-ai, mă, de te agiți așa, mă? Dar tu nu ești din firele tale, mă. Mă nebunește, flacă. Dar cred eu că am găsit un ac la cojocul ei. Las-o, mă, state, mă, e nevinovată, mă. Ei... Nu știu, pentru mine, flacără, rămâne o floricică, mă, o fată, ei, mă, foarte... O floricică carnivoară. De cum, una de aia care vine albina aia, la ea și ea cu limba și cu pistilul pe ea și gata. S-a terminat, s-a dus albina. Ce vorbești? Da? Orhideea Kleptomaura. Așa se cheamă planta. Ia uite, mă, frate, ce știe ăsta. Nu știu, te-a pătat, dar mie mi se pare că... Flacăru, ia vină încoace. Ce vrem acum? Cheamă pe toată lumea aici să le spun ceva important. Ia veniți, mă, încoacișa. Veniți repede. Ați venit, vă? Ce vrei, mă, să ne spui așa important? Zi, mă. Flacăru, eu vreau să vă spun la toți să rămâneți aici, că eu am o treabă de discutat cu Manole la bucătărie. Hai, Manole. Petricule. Ce? Poți să vin și eu? Păi de ce? Că mâncam și... A, bine, vin, o să nu strici foame. Avea ei fă de discutat acolo așa de important. Crezi? Ce să crezi, fă, mămică, că n-am zis nimic. Nu, fă, mă gândeam așa ce bărfește ei acolo, că mă bărfește pe mine. Fă, ia du-te și trage cu urechea. Vezi ce discută ei acolo, că mă interesează. Nu mă duc. Du-te, fă, și ascultă cu urechea, că scrăp capul ăla. Bună. Dar ce te-ai întors? Păi nu e Steven acolo. Și? Îl trag pe el de limbă. Dar ce să-i faci, fă, porcăria asta? Ca să zică ce vorbește ei acolo. A, în sensul ăsta. Nu fă că e tâmpit ăsta, dacă uită vă n-amănunt. Păi, uite, păi nu-i amintesc eu, iar eu aminte, nu uite.
Ia, mai gata, stai la unul. Ia, liniște. De ce să facem noi liniște? Da, liniște, așa. Că precis să aude ce vorbește ea. Că nu mă dă ceasul ăsta în parte.